Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bună seara, Florentina! Mă bucur că suntem împreună. Te felicit pentru zilele pe care le-ați avut de constelații. A fost ceva... Da, ieșit din comun, să știi. Am Pentru intrat noi. ori și m-am uitat, am stat acolo, am rămas o oră și ceva la o intrare, la cealaltă cred că era Maria de vreo 2 ore, m-am mai uitat și eu. Da, faceți minuni acolo. Faceți minuni. Chiar te fac, pentru că e credință. Da, Chiar da, te da. fac minuni. Astăzi avem o emisiune la care vă rog să fiți foarte, foarte, foarte atenți. O emisiune cu totul și cu totul specială. O emisiune de care era foarte mare nevoie în această perioadă. Florentina ne va face Da. constelația României. Probabil că este pentru prima dată când cineva se încumetă să facă un astfel de subiect și alături de dumneavoastră sunt numai ochi și urechi. Da, Florentina. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Olga, mulțumesc și Maria și mulțumesc tuturor prietenilor noștri care stau lângă noi. Le mulțumesc și tuturor prietenilor care au fost la Constelații și sâmbătă și duminică și în fizic și în online. Pentru că, într-adevăr, au fost speciale constelațiile și a fost specială și perioada, momentul, temele, toate au fost altfel și de aceea am vrut ca astăzi să vorbim despre constelații ca să înțelegem ce sunt și ce fac și ce se poate face pentru noi toți. Da, am văzut că și voi v-ați dus un pic în istorie. Ați ajuns la rădăcini, așa. Și mă gândeam că în acest context, probabil că simbolismul spiritual, mitologia, tradițiile, conexiunile energetice, ne vor face să înțelegem mult mai bine ce se întâmplă cu noi astăzi și încotro ar trebui să ne croim drum. Exact. De aceea și am vrut, pregătisem gândurile pentru o altă temă, dar evenimentele din cele 2 zile de constelații au schimbat cursul și vreau să împărtășim cu prietenii noștri, cu toți prietenii care ne ascultă, ceea ce au însemnat aceste 2 zile de constelații și ce a însemnat lucru pentru cei care au participat și pentru cei care suntem ai acestui neam. Deci, în primul rând, sunt două tipuri de constelații. Sunt 2 zile de constelații în maratonul de weekend, sâmbăta și duminica. Sâmbăta facilitez eu și fac un tip de constelații pe care l-am creat eu. Este cu mers în trecut până în momentele de început ale temei care se lucrează. Temele de multe ori pot să fie cu zeci de ani în urmă, pot să fie cu sute, am găsit și cu mii și am găsit și cu zeci de mii și am găsit și pe alte planete. Adică se poate merge până la originea problemei și atunci se face vindecarea reală și totală. Sunt constelații deosebit, deosebit, deosebit de profunde. Și la constelațiile mele, care sunt directive, deci e în clar ce se întâmplă, ce temă are fiecare, cine este fiecare participant, pentru că este deschisă prezentarea. Deci cel care se constelează spune pe cine dorește să cheme și este investit în rolul pe care l-a solicitat cel constelat. A doua zi, duminica, face fiica mea constelații non-directive, în care nu se știe decât persoana constelată, de cine este interpretată, în rest nu se știu persoanele și cu toate acestea sunt niște deschideri atât de frumoase și de intense, încât de cele mai multe ori se știe din rol, din ceea ce se simte, cine sunt persoanele care interpretează, adică ce roluri sunt interpretate și nu acesta este cel mai important aspect, ci faptul că se găsesc semnificații, se găsesc stări, trăiri, evenimente care, aduse în atenția celui constelat din altă optică, din prisma celui care interpretează și a facilitatorului care
ghidează, Iuli ghidează cu foarte multă abilitate, pune multe întrebări și este în miezul problemei și te direcționează problemele spre rezolvare. În felul acesta, cel constelat are optici diferite, din unghiuri diferite și își vede problema din multe unghiuri, cu multe culori, cu alte emoții, cu alte stări, cu altă optică, altă abordare și se fac. Sunt niște vindecări spectaculoase, spectaculoase. Dincolo de ceea ce înseamnă ele ca tip de lucru și ca tehnici și efecte, ceea ce a fost în acest weekend a fost altfel. A fost altfel pentru că în constelațiile de sâmbătă s-a mai pus problema, mai veneau întrebări ce facem, că mâine vine evenimentul meteo care a îngrijorat toată lumea cu toate portocalele desenate deasupra României și ce o să se întâmple, cum va fi, ce avem de făcut. Păi, am mai zis-o și este bine să o luăm chiar cum o zic, pentru că o zic foarte, foarte deschis. Se creează multe inducții pentru ca noi să avem anumite reacții. Cel mai bine, oamenii sunt conduși prin frică. În momentul în care cineva dorește să creeze stare de panică, de frică, de desputernicire, da? Creează inducții care să inducă frică. În ultima vreme, presupun că majoritatea ascultătorilor noștri au tot citit fel de fel de mesaj, o să fie, s-a întâmplat, se întâmplă, e dincolo, vine, dar vine cu durere mare, vine, 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 vine. Întâmplarea puțin, n-aș vrea să o caracterizez, dar puțin care pune pe gânduri. Când a venit apa și-a luat casele și au fost evenimentele pline de durere pentru foarte mulți, n-a fost niciun mesaj. N-a fost nicio alertă, n-au sunat sirenele, n-a fost, deci nu a fost. Și acum când n-a fost, s-a întâmplat să fie atât de mediatizat și de indusă teama și grija și să ne acoperim mașinile, să vedem ce facem cu casele, să vedem ce facem cu ferestrele, poate le băgăm în buzunar să nu vină vreo pietricică peste ele. Adică niște lucruri care frizau neverosimilul, nu? Da? În condițiile în care, deci, s-a văzut foarte clar că inducțiile acestea, mesajele acestea nu sunt 100% autentice, nu au conținut de adevăr și pentru povestea de, mă rog, proiectată pentru ziua de ieri, poveste care n-a fost. Noi, pentru că erau oamenii îngrijorați, stabiliserăm să facem sâmbătă o meditație pentru România cu povestea acestui eveniment meteo anunțat, mediatizat și pus cu note de foarte mare îngrijorare. Nu s-a reușit pentru că am terminat foarte târziu, la o oră și ceva, după termenul de participare, de program pentru constelații. Deja toată lumea era foarte obosită ca să poată să se concentreze, să creeze fluxuri de protecție. Duminică aveam de asemenea, iarăși erau la Iulii 4 constelații, destul de greu să se poată integra în programul nostru încă o meditație sau încă o constelație. Și atunci am făcut ieri dimineață și n-am fost singura. A fost multă lume care a lucrat ieri. Da? Sigur. Și de cu noapte fuseseră fluxuri și peste noapte, au fost și de dimineață, au fost și mai târziu în cursul zilei, au fost și chiar în miezul drumurilor, au fost oameni care s-au rugat pe drumurile lor, au fost oameni care au fost pe Dunăre și s-au rugat pe Dunăre. Era suficient ca un singur om să se roage cu convingere și cu credință că acest eveniment nu se petrece. Da? Adică îi mulțumeam lui Dumnezeu, da, ni s-au dat informările, că sunt nerealiste, că sunt nereale, e altă poveste.
În realitate, nu cu totul, pentru că nu însemna că nu se putea petrece ceva în genul ăsta, nu însemna că dacă se vroia să se facă, nu se putea face așa ceva. Erau niște fluxuri care trebuiau să se manifeste prin programe, nu prin natural, și nu s-au mai produs. Trebuie să ne Pe România, obișnuim puțin, cum? iartă-mă Florentina, trebuie să ne obișnuim un pic cu aceste dezinformări care sunt o problemă ce se manifestă de ceva timp în societatea noastră și care influențează clar comportamentele individuale. Pe undeva ridică multe semne de întrebare vis-a-vis de natura umană, știi? Da. Despre comunicare și această putere a informației. Dacă noi am fi conștienți, dacă noi ne-am întoarce pur și simplu la subconștientul nostru, la lucrurile pe care le-am traversat în viață și am face o comparație, nimic nu s-a schimbat pe acest pământ, doar noi ne-am schimbat. Știi? Ar trebui să avem totuși o Discernământ. conștientizare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ar trebui să avem o cultură a informației. Știi, poate că Ar sună fi bine să pompos, fie. dar ar trebui să ne deja să începem să lucrăm la ea, să vedem lucrurile puțin din altă perspectivă. Întotdeauna când vine o informație, să ne retragem un pas înapoi, pentru că dacă nu suntem implicați în ea, vom vedea mult mai clar adevărul. Atunci când suntem emoționați, atunci când acea informație ne impactează așa direct în piept, nu mai suntem foarte conștienți Obiectiv, și nu da. suntem obiectivi, da. Un pic trebuie să tragem, să facem acel pas înapoi ca să putem să judecăm obiectiv, să învățăm din istorie, să învățăm din lucrurile care s-au petrecut, pentru că nimic nu se petrece nou, repet. Toate Așa lucrurile e. au o ciclicitate. Da? Noi am uitat ce s-a întâmplat acum un an, acum 5 ani, acum 20 de ani, acum 30 de ani. Nu e bine. Noi trebuie să ne ținem vii în memorie toate aceste evenimente. Pentru că atunci am reacționat cu totul altfel. Plus aceste acțiuni colective despre care tu vorbești. Nu trebuie să ne cunoaștem. Nu e neapărat nevoie să ne dăm mână cu mână. Mintea noastră poate să fie Sigur. alături de ceilalți. Sigur. Și asta este o Și condiție. ce părerea mea este că, pe de o parte, inducțiile acestea au funcționat multe milenii și au produs efecte, lucruri triste, exact așa cum spui, pentru că exact asta e problema. Noi dăm crezare pentru că noi avem nevoie să fim victime. Noi avem nevoie, am început să ne hrănim cu poziția de victimă și cu situațiile, aoleu, 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 o să vină, o să fie, ce o să fie, vai de noi și cum va fi. Ok, e musai să fie, eu accept să fie, eu aleg să fie așa sau mă simt cu adevărat copil de Dumnezeu și ființă liberă, ființă independentă, ființă care are minte și care are suflet și care poate gândi și care poate simți, dincolo de a lua poziția victimei, vai ce o să ni se întâmple, pentru că sunt la scară planetară și la scară națională. Procentul de oameni treziți nu este majoritar. Procentul celor treziți este mic. Sunt suficienți oameni netreziți care iau astfel de informații și pentru că ei nu sunt conectați la realitatea aceasta obiectivă, ei trăiesc într-un plan subiectiv în care și-au făcut poziția de victimă și trăiesc în poziția de victimă și în care, din păcate, se hrănesc cu suferința, ce o să fie, viața e grea, nu mai pot, cât e de greu, dar nu se mai termină odată suferința. Doamne, vine încă una, Doamne, Dumnezeule, de ce ne pedepsești? Bun. De ce nu s-ar spune, Doamne Dumnezeule, mulțumim că ne trezești? Pentru că cei care au depășit această fază de victimizare și s-au hrănit și au arătat telefoanele, că uitați ce de coduri portocalii, cât de mare este traseul ciclonului, va traversa jumătate de Românie. Păi cu acest mod de abordare
Ceea ce facem noi este să împuternicim aceste mesaje. Noi ne dăm puterea către aceste mesaje. Lucru pe care, cu care am început ieri dimineața a fost să curăț inducțiile pe care noi oamenii le-am făcut pe povestea asta. Adică mulți oameni care s-au dus cu frică pe acel cod desenat, deci chiar parcă erau portocalite, cum erau județele înconjurate și portocală, portocală. Deci vine cod portocaliu, bun. Vine ceva ce poate până la urmă să fie și vine ceva ce noi putem să abordăm din poziția de victimă sau din poziția de câștigător, de învingător, din poziția de om, nu din poziția de victimă a unui alt regn. Pentru că programul pentru Terra deja mai are doar câteva ore și se finalizează. După care începe programul de 4D pentru oameni. Odată cu el începe triajul. Dacă noi încă suntem în poziția de victime, nu ne poate scoate nimeni din poziția de victime pentru că noi ținem cu dinții de ea și ținem să fim victime și să fim căinați și să ne lamentăm și să, vai ce mi se întâmplă, dar nu fac altceva. Deci dacă vine un astfel de mesaj către mine, care-i poziția mea corectă? Păi, dacă nu văd dincolo de, ca să înțeleg că este o minciună și o făcătură, o să mă gândesc, sufletul meu ce simte? Se va petrece acest eveniment? Da sau nu? Pentru că pot să... E pendulul, deci fiecare poate să O se să pun energia simtă... acolo și să-l împuternicesc, sau pot? Exact. Da, Energia. deci, le sugerez, cei care nu știu, dragii mei, vă puteți face pendul. Da? Adică inspirați de câteva ori și vă liniștiți, vă eliberați mintea de gânduri și vă gândiți. Simt că mâine va fi ciclon și pune, dacă mă duc cu corpul în față, e da, dacă corpul meu se duce în spate, nu. Da? Al meu, deci, fără să fie vorba de algoritmare, acum se simte tras în spate. Bun. Al doilea, Și a dacă doua va întrebare. fi, și dacă va fi Asta urma să prima spun. dată, Asta urma să spun. noi nu suntem Tocmai. geografic așezați astfel încât să fie uragane, să fie vânturi atât de puternice. Nu suntem la ocean. Până Și la dacă ar noi, fi, nu ai cum. Da? nu, Dacă nu, și este un dacă ar fi, puternic, sunt vijelii, da? Nu sunt de forța unui uragan. Până la urmă. eu aș duce mai departe povestea. Deci poate să fie, deci să nu fie ca ieri, da, o poveste de manipulare. Dacă este, mă afectează fizic, da sau nu? Mi se întâmplă mie sau cuiva drag ceva, deci pot să pun întrebarea pentru mine, întrebarea pentru cineva drag. Țara mea va fi afectată, da sau nu? Ce simt eu? Dacă este, în ultimă instanță și te rezumă la o singură întrebare, ce simt eu legat de această informație? E adevărată sau nu? Și, dragii mei, mai e un lucru foarte important pe care cred că este esențialmente să-l înțelegem din această poveste. Dacă acel cu ciclon se întâmpla și muream, foarte bine, muream și asta era punctul final. Nu însemna că mor din cauza acelui ciclon, însemna că mi-am terminat programul de viață. Și doi, dacă s-a dat această informație cu acest ciclon sau cu ce putea să fie, nu contează, putea să fie ploaie, putea să fie ciclon, putea să fie secetă, putea să fie orice. E foarte important să înțelegem că ni se dau foarte multe aspecte care ne desputernice și ne depărtează de Dumnezeu. Da? Ca să fim de manevră. Pentru cei care au o vârstă, se apropie de vorbesc despre vârsta mea, probabil că și-aduc aminte inundațiile din 70. Când au fost puhoaie de apă, da? Când și-am reușit și am trecut peste ele și știm cu toții că aceste fenomene sunt ciclice. Așa funcționează natura. Așa cum am reușit atâtea mii de ani să trecem peste aceste intemperii, trecem și acum. Cu cât suntem mai speriați, cu atât mintea noastră nu mai judecă logic și nu mai putem acționa în favoarea noastră. Dimpotrivă, atragem cei negativi. Bineînțeles, dar acum să nu Pentru că facem e... o ploaie de toamnă
cel puțin în București a fost o ploaie de aia mocănească, cum se spunea, de toamnă. E octombrie, e normal. O să Pe vină un și pământ pe vezi. care n-a plouat de mult. O trebuie să ne bucurăm de o ploaie. Îmi pare rău Tocmai. de oamenii din zonele afectate. Dar acolo putem să spunem că este vina autorităților, că de ani de zile se știe că este o zonă cu risc și nu se face nimic, nu se fac înghiguiri, nu se face nimic. Acum au Este sărit niște vina și a oameni noastră și a inimoși, lor. au sărit niște oameni inimoși, se construiesc niște case, dar dacă nu se face nimic, și mă refer Nu la e o ceea ce soluție. se fac autoritățile, da? Să îndiguiască, să îi protejeze pe acei oameni, se mă întâmplă la fel. Sunt recunoscător celor care au construit, care au pus la dispoziție aceste torsări. Le mulțumesc pe această cale. Am vorbit cu mama și mi-a zis că Alex, vezi că dacă nu era torsorul ăsta, eu nu cred că mai trăiam. De vreo 3-4 ori mi-a zis asta și atunci nu pot să fiu decât de recunoscător. Mulțumesc! Vă recomand acest dispozitiv Torster dacă vreți să vă simțiți din ce în ce mai bine, vă bucurați mai mult de viață, să-l aveți tot timpul în preajma dumneavoastră. Vi-l recomand cu încredere. Da, hai să ne întoarcem la Din punct de constelație și la vedere, ceea ce ne da. spun, da. Aici ești, stăpânești toată zona asta perfect, așa că suntem încă o dată Nu. spus și urechi să ne spui ceea ce noi nu știm. Da. Înainte de și face parte și din efectele constelațiilor, e bine să înțelegem că și asta este o temă a constelațiilor, este de fapt traseu pentru care se fac constelațiile. Noi suntem cei care ne creăm traseul prin ceea ce acceptăm. Și atunci, în esență, dacă noi nu facem nimic în oricare dintre aspectele vieții noastre, noi suntem creatorii și beneficiarii efectelor pe care le producem. Ceea ce se întâmplă la constelații este fantastic. Ceea ce a fost în aceste 2 zile la constelații a fost, deci, ieri, sâmbătă au fost 4 constelații grele, dar ieri au fost 4 constelații foarte grele. Prima constelație, după toate investirile de la început, a debutat cu prezență de entitate întunecată, cu stare de rău și cu 3 exorcizări sincrone, pentru că era vorba de o situație în care cineva făcuse un contract malefic cu niște sute de ani în urmă, l-a repetat la anumite intervale ca să vândă mai multe suflete, pentru că ființele întunecate cu asta se hrănesc cu energia sufletelor și reparam pe stânga, se rupea pe dreapta, adică a fost destul de dificil. Cei de fapt au fost pentru mulți dintre ei pentru prima oară martori la o exorcizare. Până la final, persoana pe care a fost făcută exorcizarea s-a transformat, a devenit mai mult decât luminoasă și calmă și s-a eliberat cu totul de programele trecutului și asta a fost un mare dar pentru ziua de ieri. Și încă 2 persoane care au avut nevoie de exorcizare, nu la nivelul acesta, au fost entități de rang mai mic și ele au fost curățate și tot ce s-a întâmplat după aceea a fost să se înțeleagă ce se întâmplă dacă. Din punctul meu de vedere, la fel ca și vestea cu această manifestare climatică, care până la urmă a pus niște oameni să se roage și ăsta era de fapt scopul, nu să ne plângem, nu să ne speriem. Până la urmă, entitățile întunecate sunt cele care ne împuternicesc pentru că vin să ne lovească în feluri parșive și în moduri neobișnuite, necunoscute, neașteptate, în momentele în care nu ne așteptăm și avem de lucrat cu noi. Deci, repet, pentru toți prietenii noștri, rugați-vă, oameni buni, rugați-vă, pentru că o exorcizare se face cu rugăciune, în primul rând cu rugăciune, că e nevoie de cunoaștere, că e nevoie de credință. Putem să vorbim cu cele mai simple cuvinte,
Nu e nevoie de formule magice, nu e nevoie de ritualuri magice, e nevoie doar de credință. Ea ne dă puterea. Și dacă s-a întâmplat așa, într-un astfel de moment în care se mai punea să mai planeze deasupra capului și venirea unui ciclon și mai știu ce puteau să mai fie, puteau fi toate. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este că noi suntem duși, chiar prin intermediul entităților întunecate, către puterea noastră. Deci noi suntem ajutați să traversăm niște episoade care ne împuternicesc, dacă vrem să ne împuternicim. Putem să alegem poziția de victimă și să plângem și să ne văicărim și aoleu și vai de noi, dar putem să înțelegem că nu suntem deloc victimele nimănui decât ale propriei stări și ale propriului mod de a gândi. Victime nu suntem, pentru că suntem făcuți de Dumnezeu. Suntem victime doar dacă noi alegem să fim stăpâniți de ființe întunecate. Atunci, da, suntem sclavi ai unor ființe întunecate. Altminteri, suntem învingători. Doar învingători, nu altceva. Bun, deci din absolut toate situațiile, că sunt mai grele sau mai ușoare, că sunt mai plăcute sau mai neplăcute, omul este setat să poată să iasă. Important este să credem. Când credem că ieșim, găsim soluțiile. Ieri, pentru că a fost situația asta cu exorcizările, îi felicit pe toți care au fost. Adică, deși a fost, pentru mulți a fost o noutate, în general nu fac exorcizări la constelații, dar nu este prima oară când s-a întâmplat să fie, pentru că ne putem întâlni cu orice situație. Deci persoana care vine nu ne spune de dinainte tema constelației și nu face nimeni o citire de dinainte ca să vadă în trecut ce s-a întâmplat și care e istoricul. Se vede atunci. Și se vede pe ceea ce este în dorința cu celui constelat, pentru că e vorba de nevoia lui, nu de nevoia mea de a afla informația din trecutul lui. Că atunci pot să stau și să mă uit și văd. S-a întâmplat așa. Bun. Mă ajută cu ceva? Nu. Sau pot să aflu, dacă am nevoie să aflu o informație și oricine, dacă are nevoie să aflu o informație, sufletul o știe că nu-i vine informația degeaba, ideea degeaba, că trebuie să știe ceva și atunci sufletul poate să spună informația. Trebuie doar să credem, pentru că lucrurile acestea se pot face. Bun. Ce a fost ieri, după toată povestea asta, cred că ar fi plăcut tuturor prietenilor noștri să fie acolo, să vadă starea de după. Starea de bucurie, starea de eliberare, starea de împuternicire, starea de a redeveni întregi, autonomi, liberi, eliberați de povara unor contracte din care, iarăși, mare atenție, oameni frumoși. Există concepția că nu se poate ieși din contracte făcute cu ființele întunecate. Este cât se poate de fals. Pentru că aceste contracte întunecate sunt făcute, n-am întâlnit niciunul alt fel, de aceea fac afirmația aceasta, sunt făcute prin păcăleală. Adică nu se spune omului, eu îți promit ție marea acusarea ca tu să-mi dai parte din sufletul tău și o vreau o parte cât mai mare, pentru că din acest suflet eu mă voi hrăni cu energia ta. Vieți la rândul. Bun. Oamenii cred că vor primi ceea ce li se promite și nu știu care sunt plățile. Nu știu câtă vreme îi așteaptă plățile. Și nu știu că sunt liberi oricând să iasă din contract. Deci dacă simțiți că vi s-a făcut vreodată vreo astfel de chestie, ieșiți din contract. Mă dezic de acest contract. Punct. Aprindeți sămâia, aprindeți lumânare, vă rugați să fie cine vreți voi lângă voi, Dumnezeu, Maica Domnului Iisus, Sfinții la care vă rugați voi în mod curent. Și e suficient să fiți cu voi și cu Dumnezeu. Veniți în prezent, oameni frumoși. Și fiți voi cu Dumnezeu. Pentru că suntem cu toții copiii lui Dumnezeu și soluția nu este să ne lamentăm, soluția este să rezolve treburile. Ieri, discuții și conștientizări foarte clare. Cum? Deci venim cu ideea că va fi ciclonul și de fapt dăm de exorcizări. Ce mai urmează să vină?
libertatea. Urmează să devenim liberi de două moduri de manipulare. Versiunea că e codul codurilor și versiunea că ne dă cineva pe nemuncite niște onoruri, niște ranguri, niște posibilități, niște bogății care înseamnă iluzii pentru niște ani de viață și suferințe pentru niște vieți de-a rândul. Deci dacă ați fi fost ieri, s-a auzit chinurile persoanei care a făcut contractul, urletele, probabil că v-ați fi pus de acum încolo, de mai multe ori, întrebările dacă se merită niște false onoruri și niște povești, nu realități, niște promisiuni, doar povești, că nu știu ce vi se poate da. Sunt foarte mulți oameni care sunt înrobiți de întuneric și care sunt chinuiți de întuneric și de ființe întunecate și oricine. Deci sunt situații în care am curățat, am scos, am rezolvat. Dacă eu, care sunt atacată, cred că sunt atacată în continuare, îi chem. Da? Și vor veni. Și atunci poate să mă curețe o armată de oameni și poate să se roage o biserică întreagă pentru mine până nu mă eliberez eu cu totul, din voința mea. Nu se poate face eliberare. Pentru că pentru mine ceea ce funcționează este voința mea. De aceea am liber arbitru. De aceea nici Dumnezeu nu poate să se pună împotriva voinței mele. Dacă mi-a pus liber arbitru, nu poate să spună ai, că uite, n-a dormit 3 nopți, că a visat urât, că au venit fel de fel de entități și că au făcut și că au drept și că nu știu ce. Nu neg. Se întâmplă lucrurile acestea. Sunt mulți oameni care sunt chinuiți așa. Dar oameni buni, puterea e la voi, nu e la alții. La voi. E timpul să decideți. Da, vreau să Și spun să... că, știi, Cum? din punct de vedere energetic, luna asta debutează destul de puternic și mai avem încă un punct foarte, pe 2 octombrie acum, când este eclipsa de soare, care va aduce și ea o serie de schimbări, influențe energetice semnificative și nu din cele mai bune, ca la orice eclipsă. Este o eclipsă inelară, este o eclipsă care poate afecta întreaga societate, dar iar, așa cum ne-ai spus, lucrurile se întâmplă în funcție de ceea ce noi împuternicim să se întâmple. Deci Exact. eu am mare încredere că toate aceste lucruri care ni se întâmplă nu foarte bune, nu fac decât să ne întărească. Și Exact. exact, la un moment dat să fim pregătiți pentru orice. Vezi tu, în fiecare rău care ni se pregătește, există și un bine. Din Și punctul meu de vedere, toate aceste evenimente pe care noi le cotăm negative sunt cele de care noi avem nevoie. Când noi o să renunțăm la poziția de victimă, nu vom mai avea nevoie să fim împinși din spate, nici cu veste urâtă, nici cu suferință, nici cu boală, nici cu entități întunecate, pentru că ne învățăm lecțiile. Câtă vreme însă refuzăm să vedem adevărul, să vedem că suntem creaturi al lui Dumnezeu și că se poate face binele și că se poate să trăim binele și că noi suntem cei care alegem dacă vrem binele sau rău. Deci câtă vreme nu ne dezicem de întuneric, trăim cu el. Pentru că soluția nu este să alimentăm întunericul, ci să îi înțelegem mesajul. El vine să ne împuternicească. Deci ceea ce s-a produs ieri, în special ieri, pe de o parte dimineață și rugăciunea pentru țară au făcut-o mult să fie bine și bravo lor și mulțumesc tuturor celor care s-au rugat și cu un simplu gând. Doamne Dumnezeule, protejează-ne țara, protejează-ne pe noi, sau fă să nu mai fie, nu să nu,
fă să treacă totul fără ciclon sau fă să dispară ciclonul, nu știu, fiecare în forma în care spune, dar fără negație. Lucrurile se puteau schimba și în momentul în care ne rugăm și vedem că rugăciunile noastre sunt primite, începe să crească puterea noastră de rugăciune și încrederea noastră în noi și în rugăciunea pe care o facem. Și dacă avem nevoie de putere a rugăciunii, înseamnă că și în viitor vom avea nevoie de puterea rugăciunii. Și este bine să înțelegem că poate să fie rugăciune care să ne ajute și să ne salveze de multe rele sau suferință. Alegerea noastră. Și la modul foarte cinstit, dacă noi decidem să ne trezim, este bine pentru toți. Dacă noi decidem să nu ne trezim, cei netreziți sunt perdanți. Din păcate. Este alegerea noastră. De alegere noastră. E Bun. o perioadă de transformări personale extraordinară. Eu zic că începe acea claritate emoțională de care avem nevoie toți. Da? Probabil că mulți vor avea revelații. Mulți vor începe să vadă adevărurile din alte unghiuri. Există și oportunități de creștere, că este normal. Sigur că da. Sigur că da. E în dinamica asta a ceea ce se întâmplă și noi suntem integrați și noi facem parte din ea și noi ne vom schimba într-o dinamică uluitoare. Îndemnul Ne meu și schimbăm. este ca oamenii să se întoarcă către spiritualitate, pentru că acolo este rădăcina noastră. Noi de acolo ne luăm energia. Noi, fără Și spiritualitate, informațiile, da? da. Da. Și de aici vin și informațiile. Așa este. Adică, nu vreau să pară, eu știu, un ultimatum sau să pară ideea de n-ai încotro. Realitatea este că nu mai avem niște timp, niște ani la dispoziție ca să putem face schimbările. Pe de altă parte, oameni frumoși, ieri, una dintre doamnele care dorea să te consteleze, a renunțat și a cedat constelarea pentru România. Constelația finală a zilei de ieri a fost constelația pentru România. Exact cum ai auzit, Olga, cum ai văzut, au fost conducătorii noștri, a fost poporul nostru, a fost limba noastră, tradițiile noastre, a fost și trădarea neamului, a fost și blestemul pus pe neam, eu am fost viitorul României, a fost trecutul României, deci au fost multe aspecte luate în discuție. Și la un moment dat, de ce trădare? Pentru că noi am avut o credulitate destul de periculoasă pentru noi. Nu într-o lume 4D. Dar cu ocazia asta o să vă zic în câteva cuvinte derularea acestei constelații, tema ei și traiectoria ei, ca să înțelegem procesul care justifică încă o dată ceea ce știm cu toții. România a fost leagănul raiului, a fost raiul. Bun, în rai nu puteau să fie oameni care să mintă, să înșele, să fură, să facă rău, să fie nesinceri, să. Cei care erau autentici din rai erau cei care n-ar fi gândit că se pot face astfel de lucruri. Și atunci erau cei care puteau să fie păcăliți. De ce? Pentru că într-o lume 3D, în care s-a căzut după ce a fost inducția șarpelui, evident, Eva nu s-ar fi gândit că cineva vine să mintă sau să înșele, sau cineva vrea un rău. Un om al raiului, un om de 4D care iese din lanțul karmic, iese din dualitatea bine și rău, în niciun caz nu mai pune problema că dacă cineva vine în preajma sa, o să vină cu o intenție nesinceră, cu o intenție negativă, fără să-l accepte. Uitați-vă în jur. Oamenii buni sunt oamenii ușor de păcălit. De păcălit. Pentru că lângă oamenii buni se duc mulți oameni care te consideră deștept, mulți dintre ei au,
E un cuvânt neplăcut, nu-mi place, șmecher, te consideră șmecher, adică te consideră mai deștept decât alții pentru că poți să-i minte, te înșele, să manevreze și să facă niște, să obțină niște beneficii într-un mod neoneros. E o iluzie. E o iluzie. Așa cum și șarpele a crezut că va rămâne să conducă planeta și ia în spate pe undeva, nu poate să ia din locul ăsta că planeta e făcută de Dumnezeu, nu e făcută de șeful lor și n-are cum să o ia să o ducă pe nicăieri, da? Pleacă șarpele. Au plecat majoritatea. Adică a plecat majoritatea lor. Bun. Ce vreau să înțelegem? Chiar dacă oamenii din acestui pământ au putut să fie trădați, au putut să fie mintiți, pentru că ei nu s-au gândit că vin oameni de asemenea factură, oameni plătiți, oameni mintiți, oameni care mint, oameni care înșală, oameni care fac rău. Și s-a putut face trădare aici. Și ne întrebăm cu toții de ce românii au fost de-a lungul timpului loviți din atâtea direcții, de atâtea ori, permanent, și toată lumea, și foarte mulți au venit aici să ia și să înșele și să facă ce au făcut. Pentru că aici au fost oameni ai raiului. Doi. Este bine să ne amintim că după ce a fost căderea din grație, Adam și Eva, alungați și ei din rai, s-au dus în lume. Dumnezeu le-a croit haine din piele de animale ca să fie la fel ca cei de afară cu care se vor întâlni, cei din afara raiului. De ce au trebuit cei de 4D să se întâlnească cu cei din afara raiului? Pentru că ei aveau ADN de îngeri. ADN-ul nostru este cel care s-a dat în exteriorul raiului și care a făcut de jur împrejur o transmisie genetică de altă valoare. Pentru că prin ei s-a transmis programul de 4D. Da? Oamenii de 3D, ca să poată să acceadă la programul informatic, informațional, pardon, și energetic de 4D, aveau nevoie de o infuzie genetică. Așa s-a făcut. Nu doar de către Adam și Eva, ci prin ei s-a răspândit în întreaga lume. Bun. Mai mult. Problema care s-a pus ieri. Găsim blestemul și îl desfacem. Nu e atât de greu. Se pot desface blestemele. Problema era întrebarea care s-a pus. Care este blestemul? Păi, dragi oameni, frumoșii mei, blestemul a pus Dumnezeu. După ce Eva a luat din fruct, Dumnezeu a blestemat șarpele pe Eva, pe Adam și pământul. Deci toate au fost blestemate de Dumnezeu. Ce însemna acest lucru? Blestemul este un program. Blestemul era ca Adam să câștige pâinea cu sudoarea frunții, primul era șarpele. Primul era șarpele și el este primul ca să poată să fie expulzat. Că el se va târî pe pântece toată viața lui și femeia îi va drobi capul cu călcâiul. Femeia înseamnă, femininul înseamnă matriarhatul. Suntem în matriarhat, este perioada în care șarpele a plecat, capul șarpelui este conducerea care e deja pe Marte, și care în acest matriarhat a fost mutat de aici. Da? Adică s-a întâmplat și această parte a blestemului. Deci femeia să nască în dureri și bărbatul să-și câștige pâinea cu sudoarea frunții. Și pământul să dea rodul cu greutate. Păi s-a făcut să dea rod cu greutate, uitați că s-a făcut cu tot ceea ce s-a pus în ultima vreme pe pământ și în apă și în aer. Și câte și câte s-au făcut în ultimii ani împotriva naturii, împotriva pădurilor, împotriva vegetației, împotriva animalelor, împotriva oamenilor. Deci lucruri pe care noi le-am acceptat și nu ne-am mai impacientat atât de tare cum ne-am impacientat de vestea unui ciclon, că s-a colorat harta cu portocaliu. Da? Dar ce vă spun frumoșii mei cu suflete frumoase? Dacă ați avut puterea să vă impacientați pentru vestea unui ciclon, folosiți-vă energia pentru a considera că ceea ce se întâmplă este ca să ne împuternicească
și să devenim noi înșine, stabil pe picioarele noastre, noi în mintea noastră, noi în sufletele noastre și noi în deciziile noastre. Și atunci putem merge mai departe. Toate care se dau acum sunt trepte de urcat. Mergem sau nu mergem mai departe? Sugestia mea este: decideți să mergeți. Și punctul final, pe care o să-l reluăm într-o versiune mai adunată, mai scurtă a meditației făcută ieri. Cel care a spus blestemul este cel care trebuie să-l ridice. Eu am desfăcut, cred că, mii de blesteme, adică s-au folosit atât de multe, sunt oameni care vă ziceau un loc de bună ziua și creiau niște programe pentru generațiile următoare de se întrebau de ce o duc din suferință în suferință. Când au auzit oameni că blesteamă, învățați să nu mai facă pentru că aduc suferință și celor din neamul lor și lor care se vor întoarce în viețile în care să-și trăiască blestemele, să înțeleagă la un moment dat ce înseamnă ceea ce spun, dar înțeleg prin suferință. Problema nu este de a se desface un blestem. Problema este că acest blestem a fost pus de Dumnezeu. Și problema este că dacă a fost pus de Dumnezeu, Dumnezeu este cel care îl poate ridica. De aceea, ceea ce vom face astăzi la meditație va fi această ridicare de blestem, această cerere de iertare, pentru că ne-am lăsat în continuare păcăliți, pentru că ne-am lăsat în poziția de a nu ieși din starea de victimă, de a nu. Strămoșii noștri s-au luptat și și-au pierdut viețile. Noi ce facem? Nu trebuie să ne pierdem viețile, dar nici mintea și nici sufletul. Avem nevoie de ele și doar noi ni le putem folosi și activa. Deci, frumoși, dragi, 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 bucurați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu că aveți și minte și suflet, că avem cu toții. Avem niște daruri inimaginabile. Daruri care se vor manifesta în 4D, într-o feerie, o să fie altceva, altceva. Dar e timpul să devenim conștienți de ceea ce avem, să valorizăm ceea ce avem, ca să putem folosi cu adevărat. Pentru că în momentul în care înțelegem acest proces, alea 5 pagini din Biblie. Deci un bărbat și o femeie au fost blestemați, n-a fost blestemat întregul pământ. Da? Un bărbat și o femeie pot să fie cei care se ceară. Și pentru că generalizăm pentru toată planeta, matriarhatul și patriarhatul. Doar că singura diferență este că acești doi oameni, aceste două ființe au fost oameni, nu hibrid, nu roboței, nu clone, nu niciun fel de intervenție de pe unde se poate și de pe unde se face acum. Deci cei care cer ridicarea blestemului și pot să fie scoși din blestem sunt doar oamenii. Și așa că astăzi acest lucru îl vom face pentru noi toți. Da, Cu Florentin. acordul vostru. Mulțumesc tare mult. Vreau să ne spui ce faci în perioada următoare. Vreau să vorbim despre Da. evenimentele importante și avem aici și afișul evenimentului care urmează. Da. Deci sunt două, în luna octombrie sunt două evenimente. Pe 12 va fi partea a doua a procesului trecerii, pentru că, fiind vorba de un proces, nu de un salt, este nevoie să înțelegem nivelul la care suntem și am început la prima întâlnire să înțelegem multe din coordonatele existentei noastre în 3D și este nevoie să începem să înțelegem care sunt coordonatele existentei 4D,
Astfel încât la tabăra din noiembrie să putem să facem multe tehnici, să lucrăm cu noi și să înțelegem care sunt procesele, pentru că sunt tehnici de lucru, sunt energii care se folosesc și ni se dă toată susținerea, în primul rând, de la Dumnezeu să se poată face acest proces. Deci este, din punctul meu de vedere, în perioada asta, musai, musai, musai. Adică nu vreau să zic, faceți ce fac eu sau veniți la ceea ce fac eu. Fiecare are libertatea de a alege să facă ceea ce simte, ceea ce l-ajută, ce simte că l-ajută, dar ceea ce vă spun, oameni buni și frumoși, suntem în perioada, intrăm deja în carusel care se rotește într-o singură direcție, nu se mai întoarce. Adică mergem spre 4D și haideți în carusel să putem să înțelegem cum se vede și de sus și de jos și să înțelegem care sunt pașii pe care îi avem de făcut, pentru că structura omului 4D este radical diferită față de structura omului 3D. Și concepții, și atitudini, și gândire, și putere, și energii, și programe, și deci toate, și structura energetică e alta, și traseul este altul, deci toate sunt diferite. Atunci avem de lucrat câte puțin, câte puțin, câte puțin, dar destul de intens în perioada aceasta pentru că avem nevoie. O să fie și tabără maraton în octombrie, tocmai pentru a ajuta cât mai multe persoane să își rezolve problemele din trecut. La o tabără de 4 zile sunt în general 16 constelații, pentru că o să lucrăm intens. Facem tabăra în București ca să câștigăm dimineața de joi și după amiaza de duminică, să putem să facem mai multe constelații, să fie cât mai multă lume cu vindecări făcute și dintre cei care se constelează și dintre cei care participă și înțeleg lecțiile, pentru că sunt lecții pentru noi toți, pentru toți cei care participă. Iar în noiembrie o să fie tabăra de, pe lângă un maraton de 2 zile de constelații, va fi și tabăra de lucru pentru trecere în 4D. Și trebuință e pe toate planurile. E pe toate planurile și îmi cer iertare tuturor celor care poate m-au văzut prea intempestivă sau m-au perceput prea dură. E timpul să ne trezim cu adevărat și nu mai e multă vreme când se mai poate trage de noi. Adică nu e din alt motiv, este din iubirea și din dorința de a se trezi cât mai mult dintre prietenii noștri. De a ieși din starea asta de așteptare, din starea de să vină cineva să facă. Nu vine nimeni să facă pentru că toate ne sunt mereu arătate, voi faceți și vestea asta cu povestea cu circulația ciclonului. A fost tot o formă de împuternicire și să știți că am mulțumit celor care au făcut duda asta pentru că au pus oamenii la treabă. Gândiți, rugați-vă, înțelegeți că puterea e la voi și puteți să faceți treaba asta și s-a făcut și s-a Ne mai văzut. trezim puțin din starea de letargie. Hai să ne uităm la cărți. Da. Așa, nu vreau să iau din timpul de meditație, așa că Da. trecem repede prin cărți. Este. Da. Te rog. Știu toți prietenii noștri că în aceste cărți sunt lucruri care au apărut înainte să se întâmple evenimentele și sunt și informații care au din adenda de zeci de mii de ani și care, spuneam și data trecută la discuția noastră, dacă lumea ar fi dat crez informațiilor, nu erau nevoie acești 4 ani după 2020, ci era nevoie doar de a înțelege, a crede și a trece mai departe, pentru că evenimentele arătau clar ceea ce reprezintă ținta. Oameni buni, luați-le, citiți-le că vă ajută și vă repet, la fiecare lectură veți înțelege mult mai multe, nu doar pentru că ele sunt scrite pe mai multe niveluri, ci pentru că voi vă treziți și la fiecare lectură veți avea un alt nivel energetic și veți putea, că așa sunt ele setate, și veți putea înțelege mult mai multe evenimente. În momentul în care se înțeleg, puterea e la noi. Câtă vreme așteptăm să vină cineva să ne spună, să ne explice, să ne dea cu lingurița, ne desputernicim noi.
În momentul în care înțelegem, prin eforturile pe care le facem noi ca să putem înțelege niște lucruri, atunci ne împuternicim. Pat cu pat și bob cu bob. Frumoși oameni cu suflete frumoase. Așa este. Puterea este doar la voi, că nu venea nimeni să facă toate cele pe care se străduie să le facă toți ceilalți, dacă nu erau oamenii puternici. De asta vin, pentru că oamenii sunt foarte puternici. Îl au pe Dumnezeu în ei. Îl aveți pe Dumnezeu în voi. Și sunteți parte din Dumnezeu, oameni frumoși. Îți mulțumesc tare mult, Florentina. Dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Cu toții am învățat o lecție. Trebuie să ne... Ce nu ne dărâm, ne face mai puternici. Așa că noi astăzi suntem mai puternici. Așa cum spune Florentina, puterea este la noi. Încă o dată vă mulțumesc că ați stat aici, că sunteți alături de noi în fiecare zi, în fiecare seară. Până în săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. Vă las cu Florentina și cu meditația. Seară frumoasă! Îți mulțumesc frumos, Florentina! Stau aici Și alături Olga, de Maria și tine la ție. meditație. Doamne ajută-mă, vă mulțumesc tuturor. Doamne ajută! Continuăm călătoria, ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit. De data aceasta e o călătorie mai specială, pentru că până acum noi ne-am obișnuit să stăm de mână cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit să ne susțină, să ne îndrume pașii, să ne vorbească, să ne mângâie pe creștet și să ne trateze ca un tată care își iubește copiii. Acum, ceea ce este de făcut, pentru că, așa cum v-am zis de 4 ani și ceva, noi ne plimbăm prin acele 5 pagini de început ale Bibliei și am ajuns la momentul blestemului lui Dumnezeu. După care, viața noastră pe pământ s-a schimbat. Acel blestem a însemnat coborârea din planul 4D al Raiului în planul 3D pe care noi l-am cunoscut. În acest plan 3D am călătorit viețile noastre de pe Terra. Și în acest plan 3D suntem acum la final de drum, pentru că ni s-a spus că ceea ce este de făcut este ridicarea blestemului și acest blestem este cel făcut de Dumnezeu. Ce înseamnă blestem? Înseamnă o schimbare de program. Înseamnă că dacă în dimensiunea a patra, modul în care oamenii trăiau era cel al raiului, în dimensiunea a treia, modul în care s-a trăit a fost cel în care algoritmii existenței au fost modificați de algoritmul blestemului. Deci blestemul este practic un algoritm care schimbă un algoritm anterior. În general, blestemul a fost considerat ca o zicere de pedeapsă. Așa a fost și blestemul lui Dumnezeu. O zicere de pedeapsă. Și l-am trăit cu toții. Și l-am trăit într-un mod în care evenimentele de viață ne-au împuternicit. Ne-au arătat, este bine sau nu este bine, se face sau nu se face, dacă se fac așa cum este, dar dacă fac invers, cum este. Noi am avut până acum de învățat din NNNN situații de-a lungul tuturor vieților noastre. Am învățat din viețile noastre, din viețile celor care erau lângă noi. Am învățat din suferințele noastre și din, eu știu, intruziunile celorlalți, din modelele de existență, din cuvintele celorlalți, din suferințele celorlalți. Am învățat sau n-am învățat? E timpul să acceptăm că am fost aici ca să învățăm. Și este timpul să înțelegem ceea ce ni s-a dat, pentru că nu ni s-a dat degeaba, ci ni s-a dat ca învățătură. Totul ni s-a dat să învățăm. Și atunci, suflete minunate, ceea ce vă propun în această seară
Este să facem meditația ridicării blestemului lui Dumnezeu. Pentru că Adam și Eva, după ce Dumnezeu a văzut ce au făcut și i-a întrebat, nu și-au asumat. Au dat vina unul pe celălalt și nu și-au asumat. A da vina unul pe celălalt înseamnă nu e vina mea, e vina celuilalt. Și atunci există un celălalt care face lucrurile rele și există un celălalt care trebuie să vină să desfacă lucrurile rele. Eu n-am nicio treabă pe aici. Foarte mare atenție dacă aceasta e poziția noastră. Când poziția mea este că nu e treaba mea ce se întâmplă și ceea ce se face acum, înseamnă că în structura mea nu are cum să se facă schimbarea. Așadar, suflet drag, sugestia mea este să reconsideri poziția și de data aceasta să te asumi ceea ce vom face. Te asumi însă doar dacă vrei. Eu ți-am dat o sugestie. Fiecare își asumă dacă vrea, cât vrea și ce vrea din ceea ce vom face. Celor care înțeleg mesajul, și eu sunt convinsă că voi majoritatea, dacă nu chiar toți, veți înțelege mesajul cu toată ființa voastră, pentru că voi sunteți suflete trezite și sunteți oameni minunați. Toți oamenii sunt minunați. Doar diferența este de trezire, cât de mult a trezit fiecare. La un moment dat toată lumea ajunge la trezire. Dacă mă întrebați pe mine, eu mi-aș dori să treacă toată lumea acum și să fie toată lumea trezită, fericită și sănătoasă și împlinită și să fie raiul pe pământ. El vine. Să-l trăim cu toții. Așadar, în poziție, v-aș sugera să stați semișezând. În poziție semișezând, pentru că altfel aș fi putut spune să stăm în poziția mătaniei, care este o poziție de reducere a orgoliului, respectiv o poziție a smeririi. Omul în poziție de smerire poate să recunoască și propriile greșeli și le poate asuma. Poate să spună, da, eu am fost cel care a greșit și îmi cer iertare. Nu este rușine cererea de iertare, este una dintre cele mai puternice asumări și este un gest al oamenilor puternici. Al celor puternici, repet, cei slabi nu pot să-și ceară iertare cu adevărat și cu sinceritate și cu autenticitate. Pentru că nu e o critică, este vorba de modul în care lucrează structura și de energia care este înglobată în iertare. E nevoie de multă energie. Deși aparent nu pare, dar este. Pentru că se face modificare de câmp și de structură informațională. Deci efectul conține multă energie. Așadar, suflete frumoase și cu lumină, în poziție semișezândă, cu multă lumină în suflet și în priviri, cu multă pace în suflet, într-o poziție confortabilă, închideți ochișorii fizici și deschideți ochișorii sufletului să-L priviți pe Dumnezeu. Cu iubire, cu recunoștință, pentru că ne-a ghidat atâtea milenii spre noi înșine. Să ajungem noi la noi. Noi cei care
am fost școlarii acestor epoci. Ceea ce vom face, știți cu toții, cel puțin așa cred, așa consider. Dar făcut împreună, acest mod de a ne ruga, un mod care ne ajută să înțelegem unde și de ce am fost și suntem, că declanșează o putere de magnitudine pentru noi oamenii. Vă puteți vizualiza pe muntele fericirilor sau pe cel mai frumos și mai luminat vârf din inima voastră sau din sufletul vostru. Puteți să-i vizualizați alături de voi pe toți cei dragi și care sunt în continuare, în plan fizic, aici cu voi, și cei care au fost și nu mai sunt în plan fizic aici, dar care sunt suflete pe care le iubiți. Este valabil pentru tot neamul din care s-a născut fiecare. Și este valabil și pentru toate ființele create de Dumnezeu. Oameni, animale, plante, și valabil pentru această planetă minunată, pentru care o să vă rog. În primul rând, să trăiți cu întreaga ființă recunoștința de a fi fost creat de Dumnezeu și trăitor pe acest pământ miraculos de frumos. Și apoi, împreună cu întreaga omenire a planului 3D. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu cu toții. Că ne pare rău pentru tot ceea ce a fost în noi, ca lecții neînvățate, neînțelese, neterminate, și s-a creat întreaga situație în care este omenirea la nivelul actual. Puterea noastră, a tuturor, și lecțiile ale fiecăruia dintre noi și împreună ale tuturor. Și veți putea continua să trimiteți această cerere de iertare cât aveți nevoie, fiecare. Îmi pare rău pentru ce a fost în mine și în noi toți, pentru toate situațiile care au fost create, pentru că n-am înțeles lecțiile, dar acum da, le înțelegem. Ne cerem iertare pentru toată suferința creată lui Dumnezeu și tuturor oameni, animale, plante, acestei planete
întregului viu al creației, de la tot ce am afectat, oricând și oricum și oricât, când. Mulțumim cu recunoștință tuturor celor care ne-au ajutat să ne învățăm lecțiile, celor care ne-au ghidat pașii și au fost alături de noi. Și cu blândețe, dar și cu suferință, să ne trezească și să ne aducă acum aici, în acest punct al trecerii. Și la final, mulțumim cu iubire și cu recunoștință lui Dumnezeu și tuturor ființelor implicate pentru tot ajutorul pe care l-am primit cu toții. De-a lungul acestei epoci 3D, și mulțumim că acest ajutor este pârghia noastră către Rai. Grație lui mergem mai departe. Simțiți în inimi recunoștința că pașii existenței noastre, existențelor noastre, sunt ghidați. Ca și cum Dumnezeu ne-a dus de mână toate aceste milenii. Dragii mei minunați, spuneți de câte ori simțiți, de câte ori aveți nevoie, până când sufletul se liniștește și se împlinește de pace. Îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc și te iubesc, Doamne Dumnezeule. Până atunci, mie îmi pare rău pentru toate atingerile cu care v-am durut. Și îmi cer iertare. Și vă mulțumesc că sunteți aici, ca profesorii mei, care mă cresc și vă iubesc. Și îmi pare rău pentru toată nepriceperea mea cu care l-am durut pe Dumnezeu și pentru suferința pe care i-am creat-o. Și mulțumesc că a fost aici ca un părinte iubitor, care m-a dus de mână spre mine însă și iubesc pe Dumnezeu și vă iubesc, oameni frumoși. Fiți luminoși, cei mai luminoși pentru voi. Vă iubesc. Și mulțumesc că sunteți aici. Mulțumesc! Bun găsit, dragii mei! Sunt Monica Angel. Eram îngrozitor de obosită. Mi se închideau ochii și căscam în continuu. Am pus în funcțiune imunocut și am hotărât să îmi purific niște apă. După primele 2 minute de funcționare, am simțit că mi se ia de pe cap și de pe ochi și de pe tot corpul o apăsare.
Am devenit imediat plină de energie, nu mi-a mai fost somn și m-am simțit extraordinar de bine. Dragii mei, imunocul este cel mai performant, purifică apa, aerul, alimentele, are termen de garanție 10 ani de zile și nu necesită materiale consumabile. Sunt Monica Angel și vă recomand imunocul.